În luna octombrie anului trecut, numărul nou-născuților a fost mai mare cu 27 față de aceeași perioadă lui 2014. În schimb însă, dacă se compară nașterile din octombrie și septembrie 2015, se observă o scădere a acestora în cea de-a doua lună a toamnei anului trecut cu 67. În atare condiții, în luna octombrie 2015 s-a înregistrat din nou în județul Hunedoara un spor natural negativ al populației de 230 de persoane, fiind înregistrate 518 decese la 288 de născuți vii. În ultimele două decenii, populația județului Hunedoara a scăzut cu aproximativ 70.000 de oameni. Și dacă îi punem la socoteală și pe cei care au plecat prin alte părți, minusul față de 1995 este de circa 130.000 de locuitori, deci aproape cât Deva, Hunedoara, Simeria și Călan la un loc, de la aproape 550.000 câți eram în urmă cu două decenii, acum fiind sub 420.000. Mai mult, aveam anul trecut cu vreo 25.000 de pensionari mai mult față de 1995, iar numărul copiilor a scăzut cu peste 50.000. În plus, dacă este să privim numărul căsătoriilor și divorțurilor din județ, putem observa și aici o situație cel puțin interesantă. Astfel, comparând lunile octombrie din 2014 și 2015, cea de anul trecut are un plus în ce privește căsătoriile, numărul acestora fiind de 277, în creștere cu 75 de astfel de ceremonii. De asemenea, comparând aceleași perioade, se observă că în octombrie 2015 a scăzut și numărul divorțurilor, fiind înregistrat de 41 în comparație cu 80, câte erau în a doua lună de toamnă din 2014. De remarcat este faptul că în octombrie 2015, după mai multe luni, nu s-a înregistrat niciun deces în rândul bebelușilor de sub un an.